A început o nouă bătălie pentru titlul de orașul reciclării. Municipiul Târgu Jiu intră și în acest an în cursa pentru orașul reciclării. Ionuț Jilăveanu, directorul Serviciului de Gospodărire Comunală, a declarat că începând cu 1 aprilie se va începe monitorizarea sistemului de colectare, care trebuie să fie conform criteriilor stabilite la începutul acestei competiții. În perioada aprilie-iunie, din câte știți, această acțiune a început în luna ianuarie, se desfășoară pe o perioadă de 6 luni, dar început cu luna, cu 1 aprilie, vor avea loc, hai să spunem, monitorizările în toate orașele înscrise în această competiție. E vorba de monitorizarea sistemului de colectare, care trebuie să fie conform criteriilor stabilite la începutul acestui program. Se vor evalua din punct de vedere municipalitățile din punct de vedere al accesibilității la aceste containere de colectare selectivă, din punct de vedere al aspectului acestora, dar și a calității deșeurilor colectate. Reprezentanții primăriei Târgu Jiu au anunțat că au fost mutate acele containere de colectare selectivă a deșeurilor pentru a fi îndeplinit și criteriul de accesibilitate. Cu privire la cantitatea deșeurilor, Ion Pătrașcu, directorul Polaris, a declarat că de la an la an acesta a crescut și în acest an se dorește colectarea mai multor deșeuri reciclabile și câștigarea unui premiu mai măreț. Vreau ca să vă amintesc că anul trecut din reciclare s-a strâns o cantitate de 460 de tone cu 30 de tone mai mult decât în 2013, iar în anul 2015 ne-am propus să ajungem la o cantitate de 510 tone. Pentru a îmbunătăți această activitate, în această perioadă, noi am mai înființat un departament de colectare selectivă care este format din 4 persoane și o autoutilitară care în această perioadă merge pe toate străzile orașului Târgu Jiu pentru a selecta acel sac galben. Reprezentanții Polaris au declarat că în municipiul Târgu Jiu se împart 19.000 de saci galbeni pe lună pentru a fi colectate cât mai multe deșeuri reciclabile. Dintre aceștia, 8.000 de saci ajung la depozitul ecologic.